Fostul președinte al Academiei de Științe din Moldova, Gheorghe Duca, și soția acestuia, fost rector al Universității Academiei de Științe, vor fi judecați pentru exces de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit procurorilor, infracțiunea ar fi fost săvârșită în perioada 1 ianuarie 2011 30 iunie 2016. Urmărirea penală a fost începută în baza unei sesizări a unui angajat al Academiei de Științe, precum și a rezultatelor inspectării financiare. Conform anchetei, soția a comis un șir de încălcări care au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 1 milion de lei. Învinuiții și-ar fi atribuit în mod ilicit salarii mai mari pentru activitățile de administrare și cercetare desfășurate, precum și prime și sporuri nejustificate, aflându-se frecvent în deplasări de serviciu peste hotarele țării și concedii de recuperare. Pe durata anchetei, suspecții au fost obligați să nu părăsească țara. Totodată, pe casa de locuit a acestora a fost aplicat sechestru. Ambii învinuiți și-au depus demisiile din funcții. Dacă vor fi găsiți vinovați, soții riscă amendă de până la peste 57.000 de lei sau închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5 ani.